mini autostrada dell'orario. Mamma, guarda come è fricca. No. Mă, dar nu-ți naște nevasta cumva. Ba da, ba da, oră, așa să le și zici. Că vine la tine, că-ți naște nevasta. Mamă, pare să vină mai repede, că da. Dar nu ce caută, stai bă, înăuntru. Nu? Rău, nu, păi mergeam să le zic. Colegul, tu l-ai văzut, bă? Colegul, dar are trebuie prietenie sfatului. Ia fii atât, ăla de ce avea basă? Bună ziua! E seară! Bună seara! Deschideți geamul! E deschis! Amândouă! Așa, domne! Draghici Andrei, Draghici Andrei de la Poliția Română! Toate, toate naște nevasta, domne! Naște nevasta, domne! Da, da, da! Și de asta mergeai cu viteză, domne? Ce viteză? Ce viteză? Că am fost cu 40 de ori, am dacă așa ai viteza la 40, când mă duc și mă arunc de la parter. Ia stați puțin, stați puțin, stați puțin. Dodo zice are mască. Păi ia mască. Nu, fii atent, fii atent. M-ai și dezbrăcat. Aseară, aseară, acum a avut 2 ore, am venit de la parte și... Da, da, da. Na, cu mască pe față, cu cătușe, cu tașmă. Gura. Da buletinul, da buletinul. Că nu îți permis tu să vorbești așa. Gura, ascultă-mă povestea și după aia vorbim. A fost la o petrecere. Ce vrei, mă? Robert Chită. Chita, vă lor, care știe să citească pe unde-i. Da, și domnul jandar, sau cum ești tu? Hai, te rog și citește, că ăsta nu știe să citească deloc. Domnul, colegul e Robert Chita ăsta. Lasă puțin să mă uite un buletinul lui. Uite, uite, colegul acolo. Așa. Hai, domnul. Hai, să-i dau actele. Ia, mă. Hai, domnul, te rog eu că... Așa, arătați-i și mie, vă rog. Domnul Robert Chita, vârstă de 25 de ani, CNP 565. Adică CNP. Așa, domiciliat în cartierul Negrotei, numărul 69. Am sfârșit un polițist care știe să citească. Și... Aoleu. A, buletinul este în regulă, văd că... Cum se așa îl cheamă? Valabil. Colegul mi se știu, cheamă? Robert Chită? Da. Nu, Robert Pita, nu, pâine. Băi, cole, băi. Băi, vezi că e acolo scris în buletin în greșit. Doamna polițist, dar dacă îl știi... Ioi, ploia. Ploaia. Chita, doamne, C-C-I-T-A. Nu vă, vedeți că pe mine vă trageți nasul, așa merg la spital. Ploa. Da, domne, da. Da, da. E de tacul de toate bolile asta, mă. Colegul ați controlat voi de permis? Da, da. Ia, spune. Dar nu l-am controlat de prostie, colegul. Coborâți puțin din autovehicul, vă rog. Un mic control. Nu dumneavoastră, nu dumneavoastră, colegul. Mai întâi el, mai întâi el, mai întâi el. Da, dumneavoastră. Mai întâi el. Haide, ia, lasă. Mi-e frică, domne, lasă-l. Bă, coboară-mă o dată jos. Domne, mi-e frică, domne, niciodată n-am făcut asta. Mi-e frică, domne. Coboară jos. Mai întâi să vă cum faceți la el, domne. 1, 2, 3. 3. Cred că tu ești numai un civil acolo, așa. Unul de la rutieră. Ăsta se ocupă cu forța de ordine. Ăsta se ocupă cu forța de ordine, nu tu. Că tu ești numai unul de la rutieră care... La perete, o mică perete, colegul, eu am scos Taylor, tu ai scos pistolul, dar na. Ăla, ăia, am plecat să negru, jandarmii cu forța. Tu ești numai cu verificarea păcunizelor. Da, rutieră, mă rog. Colegul, pune că tu știi ce faci acolo. Pentru ce, domnule? Cumva nu știți procedura? Să deți un organ al poliției? Acum dau cu părerea, nu? Cel mai bine! Văd că, domnule, băi, vezi că, colegă, vezi că eu, că vezi că te văd cu umbli numai în partea de fund. Da, băi, asta am fi ce să zic, da. Eu cred că plec, domnule, dacă mai face mult așa. Colegul? Da. Până eu plec. Bă, stai mă la colegul acolo. Bă, nu vezi unde ține mâna. Stai la colegul. Plec, pune cartea și la caget. Pune cartea și la caget. Domnule, de la... Pentru pistol. Mâine, care-i aveți permis? Pe
armele pe lângă corp? Da. Hai că m-am... Am fragmentat. Domnul, acum vă rog să coborăți și dumneavoastră. Doresc vă și eu. De fapt, să-i prezentați. Stai, pe că nu pot să ies. Păi am că tot acum. Dacă mă înțelegi. La secție. Colegii, eu trebuie să plec cu tine din oraș. Colegi. Da, du-te cu domnul. Lasă-mă, mai distrug eu. Hai, domnul, și dumneavoastră fața mașină. Stai un pic, să dau la ăla că îl verifică. Băi, fii atent aici. Colegul, unde e mașina, colegul? Vezi că ăsta, știi cum, hai, e strong de ăla. Păi ăla, dacă te l-ai verificat. A, deci l-a folosit și nevastă. Nu. Verifică și pe ăsta, colegul. Mere strong, știi? Verifică. Ia hai, stai bă că mă gâdil. Ia hai. Domnul nu pleca. Rege mașina. Da, bă. Ia domnul, mai stânga. Mai stânga, te rog, mai stânga, că e greu. Știți care e amuzant? Că și ăsta în buzunarul stâng are un buzunar. Păi este, pentru că noi suntem o firmă de pază, dacă ne știu. Mă rog, noi, eu sunt mai mult, el e un hoț, de asta cu dragi, cu de alea. A, deci dumneavoastră să recunosc că el este un hoț, da? Nu. Da, practic nu, teoretic da. Dați, domne, ca să nu spuneți că sunt oameni. El e... Stai un pic, îmi pleacă așa și vorbim noi după aia. Băi, te-ți fac cheie, mă, du-te dracu. Băi... Nu mi-a dat-o pe nevastă asta seara, ia pleacă. Haide, intră, te rog frumos în autobus. Păi când te zici că nevastă așa și nevastă? Stai un pic. Vă deschidă ușa, cum să-i... Băi, intră mașină trăznită. Băi, dacă nu... Ai acolo un plic de droguri, scoate-l acum, mănâncă-l. De domnul, dar are ceva? Nu. Da, avea un pistol și ăsta. Da, pe firmă de pază. Pentru firmă de pază. Da, da. Ia asta spus, am auzit-o bine, sunteți firmă de pază? Mhm. Păi din câte știu, aveți în dotare numai și preparalizat și... Și un pistol cu pile. Da, doamne. Da, e doar. Bine, a spus că aveți un pistol cu pile. Bacă, că atunci le bagă la mașină, discută la secție. Stai un pic, să rezolv cu mașina asta. Nu, că punem noi sechestru pe ea. Punem noi sechestru. Stai un pic, că... Păi ce, colegul pe ce la mașină? Bă, dar ești incult, frate, de ce nu aștepți? Spune și mie. Eu l-aștept. Păi de ce nu aștepți? Ești chiar așa de incult sau cum? Nu e, nu. Nu, frate, că nu poți să blochezi o mașină, nu, frate? Lasă-o să vină toți hoții să o fure, nu? Sau? Trebuie să-mi pui tu repede cătușile, că... Lasă gălăgie acolo în spate. A făcut el acolo, ce-l lasă gălăgie acolo în spate. Bani, ia-le din buzunar. Am pe măcar hai cu ea. Hai cu ea, eu, colegul. Doamne, dar dacă ești să la pustărie, eu am băgat o văd de dacă... Lasă gălăgie acolo în spate. Deschideam ușa. Pe partea cealaltă, colegul. Nu poți să o deschid cu dinții. Colegul, și-o pe unde merg, colegul? Mașina la secție, coleg, tot ce merg. Mi se deschide și mie ușa, că nu pot să o deschid cu dinții. E deschisă. Te rog eu. Nu, deschisă, nu-i deschisă. Deschisă. Eu nu văd deschisă. E deschisă, colegul. Da. Nu vezi bine? Colegul, dă cheile ca să... Băi, vă dau 20 de milioane de euro. E bine? Domnul. Nu. Mirmoi? Domnul. Mă, dar trag la ea plasă. Ce zici, bă, acolo? Nimic. Ha, mă, că vă dau niște bani, lăsați să mă trag cu pace. Da, domn. A, vreți ce să facem manevra? Da, da, mă, facem manevra. Lăsați, vădăm, lăsați patru. L-am, ce patru, mă, că să nu mă doi. Să adaugi acolo și tentativă de mită. Tentativă de omor, nu vreți să dai sau ce? Da, de colegul mă dă mită. N-aveți că... Da, vezi, da. Vezi că mașina... Aia, bine, nu rog bine, că e blocată. Nu să dai mică. Hai, că nimeni acceptă, lasă-mă. Spune nu corupții. Da, mă, da, că tu ești drept. Dă-te, mă, de aici. Nu, ai să iei între 40.000, da, îi dăm amândoi 40.000. Băi, da. Hai, băi, vă dăm 5. Nu, du-te, că n-ați văzut nimic. Ce mai căzut prin spate? Unde văd că pic sub mașină. Acum, vezi că pe ăla ai omorât. L-ai sucit. Pe tine? Da, aș spune, nu cu tine vorbesc. Da, nu? Care v-ați băcit acolo în spate? Eu mă căcat pe mine, de ce? Ba, bă, colegul, a picat de tot, a apucat. I-am dat-o păsită.
I-am dat o fustită, atât ceva? Oare, n-ar vrea că burăsc? Doamne, doamne, dar ale mele bășinile mele sunt ecologice, doamne. Cum aș spun, doamne, sunt ecologice. Ce se folosește la... Domnul, dar mă mai cap, nu mă mai cap pe mine dacă nu mă lasă pe ei. Cred că a făcut dârpă. Oare ce face la colegul acolo mașină? Maaa, m-am dat cu scop. Mama, dacă stai. Bă, tu vezi ce ai făcut tu mașină pe banchetă, ai lăsat dâră. Asta e. Ai lăsat dâră. Hai, mă, du-mă jos. Ai lăsat dâră. Nu mai dau, nu mai dau, gata, tot de aici, dacă cred că leșin la o bucată, adică să facă, nu mai simt. Iai. Aveți un bandaj și ceva, că la o bucată mi-a rămas, pe gât mi-a rămas. Dă-te la o bucată mică, că cred că leșin aveți. Ceva. Nu am, domne. Mamă, ce cum am, ce plecul i-a dat, mă? Pe gâtul am. Colegul i-a dat plec, mă ajută-mă, colegul, mă bate, aoleu. S-o trece. S-o trece. Cantul unde-i colegul? Acolo, domnul, e intrat într-o celulă, domnul, în pielea goală. Mamă, eu-i dau o bucată, îi dau o bucată de... Direct pe față o dată. Aoleu, hai, ce bine i-am prins-o colegul față, deci i-am prins-o prea bestial. Deci colegul pentru poziția armelor și cum e contrasens, da? Asta care a condus? Ăsta, o, s-a suțin. Poziția armelor de calibru mic. Ăsta a condus. Da. Domnul dezbrăcat, zic. Domnul dezbrăcat a și condus. Nu, nu, nu. Poziția armelor de calibru mic. Băi, dezbrăcat. Fără permis de portat. Nu, domnul, ce l-am dat condus? Contrasens. Plus tentativă de mită. Da, tu ai... Colegul ai zis să dai mită. Colegul ai zis să dai mită. Colegul respectivului a încercat să ne ofere mită 20.000 de fiecare. Și parcă nu-i acceptai. Și prin cultul ăla care nu știe să citească pe unde-i. Unde-i în cultul ăla care nu știe să citească? Vă că acum mi-ați mărdărit și banchetă. Te drecu. Hai mă, bătă, nu-mi aude. Ia. Vezi că s-a lipit de gratis, fraiere. N-am dat-o bine. Se vede că ești fumător. Nu fumez. Băi, ce ai cu fumătorii, mă? S-o le la o țigară, mă. Doamne, dar dacă o bagă la pușcătie, e vrea să-mi faci transport la fărat. E tot din țara mea. Chiar vreți? Atât vă zic, chiar vreți? Și eu vreau transport. Da, doamne, vă zic că am făcut. De la Iisus până la Nazaret. Dacă vă rog. Colegu? Colegul, pregătește, te rog frumos, autobuzul în spatele secției, doi indivizi, vârstă de 25 și 30 de ani, la Jilava, bineînțeles. Domnul, în cât timp vine transportul? Duceți-vă liniștit dacă... Mă rog, polițistă. Da, da. Sunt și drogat, de asta. Unde-i colegul meu? Păi, hai că m-a lăsat ușa deschisă. Ia! Hai, fugi! Ai, și mi-a pus că-s cu casca înapoi. Nu mai fugim. Nu mai înapoi, du-te înapoi. Domnul polițist! Ia stai acolo. Cine-l pe ăla? Cine-l pe ăla? Cine-l pe ăla acolo? Dar ăla se pregătește de plecat pe ăla asta, sau? Stai pe locul că trag. Stai aici, colegul. Nu mă, că n-am vrut să-l văd pe ăla, că se pregătește de mers pe NASA, pe ăsta, pe lună. Domnul polițist. Domnul, stai pe loc! Colegul! A scăpat una în gură, colegul! A scăpat un taser în gură, colegul! L-ai rupt pe genunchi. Nu pe genunchi, pe față. Băi, ăla, te pregătești de plecat pe lună? Stai, coleg, i-am făcut și medicină, coleg, cum te-ai clajit acum. Patru ochi. Te pregătești să vezi pe lume. A, colegul, ce naiba, n-are nimic cu el.
N-are nimic, nu vezi că e puțin treaz la față, cred că a băgat pe leacă. Te m-a lovit. Amfetamina. Bă, te pregătești să mergi pe lună sau? Da, da, bagă că tu știi. E adevărat că bolul ăla. Nu mă stai la jur. Stai așa. Ești perimetru sexy. Stai, mă, stai. Încă pe 6. 3 2 1. Gata, gata, acum stai. Te-ai dus. Te dă te zrăcă. Stai, mă, un pic. Bă, îți mai zic o sigură dată. Dă te zrăcă în cap. Un glonț de avertize. Ăla că mă tăam. Asta este, s-a descrăcat pistolul din greșeală, eu i-am acordat două sobate și un gust de avertizare, cum face mesele legislației, asta este, haideți vă rog frumos. Hai, la autobuz, un, doi, un, doi, tâng, drept, tâng, drept. Bă, dar vezi că ești și drogat, eu și băut, eu și vând drogă. Băi. Domnul polițist? Domnul ăla, Sias, care pleacă pe lună cu racheta acum. Bă, asta cu racheta. Bă, ăla cu racheta. Care pleacă pe lună. Bă, asta de plec pe lună. Dar nu de plecat pe lună. Vreau să vă zic că v-a afectat bine, dacă nu plecam înapoi, vă făceam. Haideți că v-a deschis aici toate portiile. Dar nu merg cu autobuzul. Imediat, vă duc eu în față. Așa că vreau cu autobuzul. Aici, coleg, coleg, aici autobuzul. Stai că trebuie să mă pun lângă tine. Aici, 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 colegul, aici, dă-i jos, dă-i jos, că e aici autobuzul, aici. Stai, aici. Așa. Măi, ăla de pe NASA. Aolo, aici este. Dar tu, dar tu vezi și fără, mă rog, tu vezi și prin haine? Cu aparatura aia? NASA! NASA! Îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar... Colegul, dar de când a venit asta? O să ascultați muzică bisericească pe drum. Colegul, dar de când a venit asta de la NASA? Pentru că irea sufletului. De nou, serios nu. Dar dă-mă și pe mine jos, dacă nu te supăr. Bă, întreba, da, da. Dă-mă și pe mine jos. Să dea jos, colegul. Da, 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 cum îi deschid. Mi-a și dracu la bătaie pe gura. Și așa sunt drogat. Ce vrei să mai fac? Nu, n-ai auzit nimic, n-ai auzit tu. Aolo, iar nu merge mașina și troaca asta. Dar pe cu troaca asta mergeam pe primul la... La spălat din nuci. Colegu? Taș, mă! Părăită. Fă-ți o cruce și tot, mă rog, nu știu, cu tinții, fă-ți. O pândeap. Fă-ți cu dință, cruce și asta e. Pau, n-a început, m-am... Nu mai fac. Eu? Cum să trebuie să-mi ca război cu voi aici, mașina. Tu vrei să fii? Vezi că am fost în Afganistan 3 ani. Deschide, colegul, vezi că e acolo. Deschide compartimentul ăla. A fost a dat cu bombă, colegul. Să nu mă ia aici somnul, să ador la... Colegul... Da? Ai găsit mă tot. Pe noapte, așa-i fain. Auzi, dar nu mă duci pe munte și mă arunci de pe acolo. Că e cum n-are. Ăla, jandarmul. Ăsta, ăla ce merg pe NASA. Hai, colegul, dă-i colegul. Colegul merge pe NASA sau pe... Pe... Cum te scapi în fund pe dreapta. Îi scapi acolo, doamne, încăpet? Cred că m-am pus să vomit. Nu, colegul. Colegul, ține-ți banda, colegul. Nu, eu sunt casa mea că nu știu să țină banda. Mai tăi cum spune că... Paolo, facem accident! Ce accident, băi, imbecilule? E vreodată cum mergem în viața ta cu mașina sau? Nu. Paolo, facem accident, Paolo, Paolo! Ok, scoară! Ioi! Paolo, pușcăria. Ia, uitați acolo. Colegul, am văzut că străgem pe comunate. Securitate maximă. Unde, unde? În dreapta, vezi? În dreapta ta. Am auzit de securitate. Pe când mergem, pe când? Da, dar e cam... Da, ce faci să nu te vrei? Merge să culegeți ca și murgeți? Da. Aha.
Aoleu. Am avut cutremur. Mamă, păi m-a luat cu inima. Cam multe cutremure. Nu, dacă așa, astea sunt cam multe, mă, strete. Dar sunt vreau. Să punem ca în vestul sălbatic, mobilă la picior. Pe la mine undeva, nu de vreo 40 de kg. Nu mă pot. Eh, cum ne întâmplă? Ce sunt cu antenele astea, mă, că de aici plecați pe lună? Da, da, da. Dar n-am costum, unde ați dumneavoastră costum? Păi da, îl plătim noi. Aici e... Cam cât costă costumul? 3, 4, 5, 6, 7. Îl plătiți dumneavoastră? Da, da, da. Personal chiar. Ce drăguț din partea dumneavoastră. Sunt unul pe marginea mea? Auzi, dar celălalt nu părește, nu părește farul sau? Nu pot. Da, n-am învățat. Că e transport de persoane, na. De persoane importante chiar. Ce? Bă, facem un fel următor. Nu tu, mă, tu taci. Vă dau informații despre cineva. Dacă mă lăsați. Da, da, Maria, uitați aici. Marie, tu te dracu. E dă-i o castană, bă. Că nu vorbește așa cum frumos e cu elicopterul, frumos e. Ce de elicopter? Nu-l vezi. În dreapta. Dreapta. Na, are nicio stresă, nu... Eu nu fac nimic. Băi, eu... Aaaa! Frumos e cu elicopterul. Abia aterizat. Eu chiar că m-am îmbătat, colegul. Haideți să vă arăt pe aici, o să facem un tur al închisorii. Fă, desigur. Fa, de când eram mic îmi doream asta, domnule. Și cu cățușe la mână, deci visul meu de când eram mic. Al vis nu mai am. Și după să plec și pe lună. Așa, deci, ai primul corp. Aici stau ce mai puțin periculoși de ținut. Și unde stau afganistanii? Aici da. Femeia de serviciu. Aici ce vreau să stau și eu. Și eu. Da, te băgă femeia de serviciu. Așa. Bărbat, că... Na. Am ceva... Din păcate, jilava nu este rovată. Ca să te bagă în altfel, mă înțelegeți? Ce? Întocmai. Aici, corpul meu. Și cât trebuie să stau? Au o sentință mai mare de 10 ani. Pentru obor, trafic de persoane, droguri. Și la ce am făcut eu, ce, cât să dă? Păi nu n-am făcut nimic, că am condus un pic așa pe lângă și gata. Aia, pe-a meu. Ce fa, mă? La vreo 2 ani. Cel mult 2 ani. Că am condus un pic pe contrasens, domne, drag așa, să las. Mi-a dat amendă. Pe stație, cred că l-au prins aia, că vrea să evadeze și l-au... A, uitați puțin, uitați. Vom da cu spatele și o să vedeți ce se întâmplă dacă încercați să evadați. Vedeți domnul la mort de acolo? A, e mort? Așa se puteți și dumneavoastră. Stai cam, că știu șușisul ăla. Eu și... pe ăsta... și tașmă. Da, nu iartă-mă, dar prost pot să fii, mă. Eu? Nu tu. Ba, tu ești ăla prost. Ah. Da, aici am ajuns la sfârșitul turului. Da, ce aici ce, e leagă, nu? Da. Ce de costă, mă, doamne? Nu, lasă-mă să mă dau jos, să mă spânzuri. Băgăm la lagăr sau? Lagăr, ăla cu hit. Hai să le prezentăm aici. Da. S-a dus, gata, e mort. Eu n-am văzut nimic. Am nebun colegii dumneavoastră. E dus, da. Aia, două rupe. Da, domnul are un retard mental, nici nu știu cum a intrat aici. N-avem ce să-i facem. Mamă, drifturi în pușcărie. Aici... Dar cine 32 băgăm colegul. Stai puțin să văd dacă poarta deschis. Nu știu care a scris să deschise, nu-mi place. La numărul 69, n-au ăștia, mă. Colegul, la 332 băgăm. 69 vreau. Pe 69? Noi. Băi, la următoarea. Colegul, ai ce băgăm? Nu, la următoarea, trebuie să le facem turul. Ne mai plimbăm locul de joacă. Ne mai plimbăm.
Da, desigur, loc acolo păi... unde te speli WC-urile colegii, duci-le acolo. Ei, acolo să stai, da. Tu, mă. A, deja l-au mâncat câinii pe ăla care a încercat să-i vadă. Ați văzut, a dispărut. Lupi, cred că. Lupi, mă! Fugit. Lupi, mă! Lupi, mă! Da, 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 aici, aici, cum zicea. Cred că-s mai redus mintea ca alții, adică. Pe aici putem evada? Da. Încercați, ajungeți la ala. La pușcați și mâncați de câini. Mă, nu e problemă. Nu ni team. Am un bucat. Doamne, da, colegul. Coboară, te rog frumos. O singură dorință am la dumneavoastră. Acum că am ajuns la închisoare, cred că se poate să ne dai cătușele jos, că deja e loc. Aici ai zis că mă duc. Da, da, pe aici, pe aici, pe aici. Cătușele jos, domnul. Nu, n-albă, cum unde scrie, unde scrie? Ce? Nu, 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 nu acolo, vă arăt aici toată curtea. Păi nu, domnul, dar mă gândeam că dacă am ajuns, nu mai trebuie să ne... Mamă, am locuri de joc aici. Deci, cătușele astea tot, aici domnul. Puteți să vă jucați tenis de picior. Mhm, pătrădica, cum îmi place mie să-i zic. Nu, nu, nu-ți ia. Sunt pe locul 4. Stai să mă duc aici. Băi, dar dăm cătușele să încep sala, că oricum sunt obișnuit 2 ani de zile. Deci pe locul 4 la pătrățica? Ne, nu mă, aici, în față, la sală. Da, doamne, ne dați cătușele jos acolo. A, acolo, mersați dumneavoastră, negrote. A, dar știu, acel cartier are numai 2 locuitori. Stai și mai cătușele jos, doamne, că pleacă pe lună. Ce e? Stați puțin să vă iau pistolul și alea și pistolul. Ce e? O fă, o lua pistolul de 3 ani, da. O fă, o lua de când noi... Aici puteți să faceți mușchi. Cum îmi place mie să-i zic. Da, dau pe cătușele jos. Aveți aproape orice aparat pe care trebuie să-l aibă un deținut. Haide, domn, dacă cătușele... Regula de bază, să nu scăpa... Regula de bază, să nu scăpa să pun. Păi, pe ăla nu-l scăpați dumneavoastră, domne, așa mai... Colegul, nu scăp cătușele? Da. Nu, nu, nu. Nu știu cum că mi s-a luat odată pistolul, dar mă rog, de... Cela care nu știa să vorbească. Că nici nu s-a prezentat, adică poate s-a prezentat, dar Dumnezeu nu înțeles. Aici puteți să jucați un basket corespunzător. Da, dă-mi în plă mea că asta, jocurile astea de cătușe jos. Să mă pot distra și eu. Da, că deja am ajuns aici. Cam nu o să stau să dau în voi cu, că, da, cu armele pe mine. Adevărat. Serios vorbesc. Hai, dă-mi... Ah, mamă, ce fâs ai dat, colegul. Da, cătușele jos. Ia-le puțin cătușele jos, să vadă așa. Cred că suntem băieți comiți. Da, nu, frate, că nu stau acum să... cu arul, cu palmele pe mine în pușcărie, să mă duc să dau păstăică-i. Păi... Ce-i fi eu, un Batman? Mai știți? Stric, e vă, vă salvați viața, mai știți? E... Mai ce? După părerea mea, puteți să faceți așa. Da, mă. Hai, hai dacă vreți să-i scaldați mare zid, cum îmi place să zic. Maaa... Da. Mama asta îmi place, e Zatron. Contra... Da, nu mă pot urca. Păi colegul trebuie să fie agil. Te dracu de stâlp. Da, bă, da. Dar nu vedeți, domnul, că scrie nou climbing de la climbing. Da, dracu. Climbing. Te dracu. Așa. Da, dar n-a tot de picior. Nu, nu l-am dărâmat. Deci acolo nu o să ajungeți. Mai nimic dacă nu bateți vreun ofițer sau unde? Un colegi de celulă. Unde? Acolo. Ciprian? Aici? Unde, Acilișa? Te dracu de ușă. Eu zic să vă calmați. Ce ai? Te dracu de gard. Boss, nu mai e o casă, să te dai jos. Ce, mă, unde s-a zis să vă calmați. Dă-te jos. Ce ai, domne? Da, dar nu trage. Dar nu știam, nu știam. Apoi jos, domnule. Să că am o idee. Auzi, ai funii la tine. Auzi, dacă îți da puțin electroșoc la piciorușe. Da, ce-mi dracului, ai funii la tine. Nu am, nu am. Vrea să se lege de greșit și să ajung ceva la pagă. Ia dă-mi, băi, ăla, ia stai puțin, albu. Domnul dezbrăcat, stai puțin. Spune-ți. Băi, ăsta, albu. Mă rog, negru. Ce ocazie v-ați urcat acolo? Ai pofune la tine. Mi s-a spus, domne, că dacă intru aici, mi s-a spus că dacă merg sus, acolo o să mai mulți poliții. Ia uite așa aveți acolo. A! Aia se dau la versete, dar intensitate. Acum din nou la intensitate mare. Colegu! Colegul ăsta s-a spânzurat, colegul. A făcut colegul. Aia.
Bă, n-are cum să-ți spui, Zure, tu nu vezi că eu sunt cât ăsta. Sunt pac să preface. Cioo! E tu, mă! Doamne, dacă stau... Mă gata să mă pun un pic jos, că nu mai pot. Vă să le ia, băi, colegii, chiar vreau să vă dă bătaia, băteți-vă. Da, bă, hai, mă! Hai, mă! Ce dracu! Vă băgăm în gulag. Aolo, setează la intensitate mică, că la al meu era maxim. Vreau bătaie. Ia, stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc, băi. Dar nu cade. Ia, ridică-l pe mortul ăla. Ridică-l și pe dezblocatul ăsta. Ridică-ți-ai colegul, că altfel ți-ești tu. Sau lăsați-l pe dezbrăcat, cred că dezbrăcatul vine singur. Luați-l pe ăla cu tricou. Hai, veniți după mine. Acolo cum e bine, market pulse? Da, da, da. Mai are puțin acolo. Deci, după cum ați văzut, domnul... domnul îmbrăcat, să zic așa. E păcău, păcăuț. A încercat să lovească pe vapa și lovit un organ al poliției. Colegul are o problemă, e foarte firav și poate considera tentativă de omor, dacă mai știi. Stați-o de cam apucătut. Bagă-i fix aici. Cum îmi place mie să zic, bagă-i în gulag. Așa îmi place. Că mi-a scurt colegul drumul. Mi-așa place să zic, bagă-i în gulag. Bagă-i pe amândoi, aici cineva te scapă de pușcărie. Da, boss. Aaaa, și ăsta dă, și ăsta dă. Colegul. Stai. Stai pe loc că trag, stai pe loc că trag. Pe burtă. Aaaa. Aolo. Pe burtă. Păi am dat după cap punte, dacă nimic să-mi facă bibi. Mai treabă ce să zic. Și dacă nu vreau să las tot ce bossule. Bă, la, bă, bă. Bă, dreptă, stop. Bă, nu te mai zbate, bă, nu te mai las. Bă, las, bă, stop. A, bă, iată ce zau. Așa, deci lasă-i aici. Doamne, îi dau după cap. Trezește și pe domnul de jos, dai aplicații câteva palme. Dai domnul să-l ajut. Aplicații câteva palme pentru... Ce e aici, doamne? Cum se cheamă asta? Nu te trezești colegul. Ești acolo cu de bătuțe, uitați aici. Aia stai pe loc. Haideți, doamnă polițist, vreau să facă ceva. Intră în gulag, cum îmi place mie să zic. Aolo, dar parcă suntem acolo, au ac zon de pe-ala. Haideți, colegul, ieșiți amândoi, îi lăsați să vedem cine câștigă, cine câștigă. Scapă de închisoare, cine pierde primește îngrijiri medicale și îi se întinde. Nu, fii atent, cine pierde primește închisoare așa pentru celălalt. Mamă! Vă stimpe! Bă, ridică-te! Tus Hristos! Ce dracu să mă fac aici? Nu pot! Te dracu! Rămâi jos, javră! Te dracu! Mor! I-a dat pervers! Vreți și voi? De stai așa, domnul, că eu am făcut medicină și eu să-l ajut, să-i pun aici un bandaj la gură. Pune cu doamna scăța, parcă te zic rău. Încă pot vorbească și rău, măi, grumul jubră. Iubește-a meu. Felicitări. Bravo, păi... tu ai câștigat, ai, ești eliberat, ăsta va merge în chisoare dublu. Ce ținte, da? Domne, ai la închisoare, tu poți să ești liber. Aaaa, bă, sună-te! Hai, duceți-vă! Hai, văd după el, trăznilar! Aoleu! Aoleu! Stai pe loc că trag! Te trec cu... Eu, nu-n tine!
În celălalt. Du-te mă mai colo. Băi, du-te mai colo. Treacă mai colo, domnul. Bă, stai pe loc să-ți dă tușile. Te dracu, pușcărie. Ciprian? Lasă că va veni colegii. Mai dau una. Colegul, pune cătușile. Nu, te agăp cătușile. Bă, ce mândare mașina asta, mă. Dau. Stai acolo, că dau. Că nu se apucă pe nimeni, că dau. Dau, dau. Stai pe loc. Ah. What the fuck? Să săriți un pic toți, că na. A dat lumea acum, a? Mhm. Da, și celălalt. Așa, așa. E perfect. Hai, domnul, la celule. Știi vorba, trași un pic, știi vorba românească. Ei. Știi vorba românească. Ai beli. Na. Bă, colegii mei sunt... Sunt după dumneavoastră, eu vă zic așa, dacă nu dați cătușele, dacă te dic mâinile, toți vă spui mort. Nu, 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 Păi am avut treaba cu tine. Dă-mi asta, vină un pic, vină un pic, vină un pic, asta. Stai, da-și, mă. Vină un pic. Cum a fost îmbrăcat așa? Cum, părul, cum a avut? Da, păi, hai. Păr? A, nu mai simt, dar știu că aveai cam așa. Colegul. Păi oricine se poate îmbrăca ca și noi, știi, nu? Îmbrăcamentul ăsta o găsești la orice magazin. Ce vorbesc serios. Bossule, hai la... O secundă, două. Hai la ușa asta, am spus mai repede. Nu te aud. Ce ai zis? Doamne, fiți atenți! Dacă acum mă voi lăsa în jos, unul dintre voi o să moagă, deci gândiți-vă, deci... Bostule, moare unul dintre noi, muriți și voi doi. Nu, nu se poate. Înțeles. Alege. Ce, ce mă, ce faceți? Nu puteți să intrați, soage. Înțeles. Ba, a zis iar că vă lasă. Verifică asta toată zona. Că elicopterul ăla era destul de sus. Păi doar dincolo. Ce mă, ce? Uite, am văzut! Ce, mă? Ce aveți? Ce aveți, mă? Uite, colegul, fix încolo! Colegul, pe stânga, pe pedal, pe burtă, voi doi acum, pe burtă, haideți! Pe burtă! Ce aveți, mă? Ce aveți? Treci pe burtă, haide! Ce ai, mă? Ce aveți? Treci pe burtă! Dar de ce plabea să mă duc pe burtă? Ia, stai așa! Dar de ce să mă duc pe burtă? Stai un pic, ce e acolo? Nu, hai că mă duc acolo, na. Vino și hai cu eu vorbesc serios, ce... Ce se întâmplă? Sunt două mașini pe deal. Ok, și? Păi ce? Sunt... Nu știu de ce sunt, dar sunt acolo, deci... Hai, am o presimțire că e la voi. Da, vezi că... Ăla pe care ai zis acolo că e mort... Poate în fruntea lui. Da, colegul, să știi un lucru... nu vom merge la... Avem foc de voie pe ei, colegul? Da, doar vă rog. Aaaa! Mă, lovit, mort. What the fuck? What the fuck? Ce aici, mă? Până mai hai să profităm. N-are asta nimic, n-are asta nimic. Trebuie sa-mi luat ceva. Am inteles. Mama, cred ca... S-a descarcat pistolul pe una. Pai! Aaaa! Te dracu! Ioi! Te dracu! Așa, în burt. S-au leșinat. Asta n-are nici ok, but, și cu dracul ies de aici. Niezu. Mm.
Amblipla. Tă. Bă, ăla, care ești acolo, ne-am auzit, trage și mine că-s mor și așa de un... Băi ăla, Amin, trage mine, alaha... Alaha... Da, să mori. Doamne ajută. Ne întâlnim pe cealaltă lume. Amin. Mamă, vine să burăsc. No, Amin. Cum dracului ies de aici? Eu. Băi, Dumnezeu. Băi. Urcă, mai ai vreun coleg rănit? Da, e mort. Du-te și al închiri, că trebuie să facem următare. E mort. Du-te și iarbă în brațe, unde e? Da, stai atunci. Iar că îl mormântăm, chiar să-l mormântăm. Hai, repede. Stai că mă duc. Mă, dar unde dracu mă? Ăla ai luat colegul? Că nu știu pe unde-i. Nu știu unde e, am înțeles. Dă-te mai în spate un pic. Cred că se aude poliția. Am pacu, am da. Stai un pic. Unde merg? Să-l luăm pe nebun. Păi nu știu pe unde e. Pune-ți centura că trebuie să-l găsim, pe acolo. Aici trebuie. Dracule, trag pula în el. Pe ăsta. Ia acolo. Iar că trebuie să ne mormântăm. Haide, haide. Ia-l repede. Ia-l în brațe, ia-l în brațe. Dacă v-a plăcut acest episod random, nu prea am vorbit, am fost mai mult atent. Mi-e mică doresc să apăsați butonul de like, subscribe. Am fost Happy și v-am lăsat pe ăsta, îl mormântăm. Ce să facem? Asta e. V-am lăsat. Pa, pa. Uite, cât mai frumos să aveți. Ceau.